Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd situația în care ești, provocarea, soluția, ce urmează să se întâmple, rezultatul final, dar și surpriza în următoarele maxim două zile din momentul în care vezi această citire. Este important momentul în care tu ai intrat pe această citire, nu momentul în care ea a fost postată. Bun, se pare că a început. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală. În momentul de față, văd aici pe cineva care încearcă să se împartă între două situații. De asemenea, văd o conexiune cu zodia Săgetător, zodia Berbec. O legătură văd cu spiritualitatea, cu zona străinătății. Văd pe cineva care lucrează aici într-un grup mai mic de oameni, însă văd și pe cineva care învață, cineva care studiază ceva anume. Apoi, să vedem situația. Wow, roata destinului 3 de bâte, un drum de destin aici. Deci tu vei face un drum foarte rapid. Mai văd și că ceva se deblochează. Ești într-o perioadă în care simți că lucrurile se deblochează în viața ta. Mai văd și faptul că primești o veste de la distanță sau poate ai primit deja o veste privind o primă deblocare. Da? Într-o relație văd că lucrurile încep să funcționeze, văd comunicare, văd drumuri. Să vedem totuși provocarea, spânzuratul, o conexiune cu zodia Pești. Provocarea ține de faptul că cineva e nevoie să ia o decizie, cineva e nevoie să dea drumul. Un blocaj în care cineva se află. Poate cineva care încearcă să mulțumească pe toți. Da, posibil și acest lucru. Să fie vorba despre o astfel de persoană. Hai să vedem despre ce este vorba. Cu spânzuratul. Asul de monede, deci cineva care e nevoie să facă o primă mișcare, o dovadă fizică, o dovadă palpabilă. Poate este o persoană care nu este deschisă în fața unui nou început. Cineva care doar este entuziasmat, dar nu acționează, da? Nu oferă nimic fizic. Este ceva legat de o regină de spade, deci poate să fie o femeie singură, divorțată, e o femeie care a suferit mult. O persoană foarte rațională și mai văd și o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Este vorba despre o trădare pe care cineva o simte. Da? Blocajul poate să țină de o instituție publică sau de chiar de această femeie. Împăratul, deci cineva trebuie să ia o decizie, conexiune cu un berbec, cineva e nevoie să ia o decizie aici. Hai să vedem roata destinului, ce ți aduce în acest moment. Roata destinului vorbește despre o regină de bâte, deci o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Persoana asta face schimbări, persoana asta acționează cumva în viața ta. E cineva care te încurajează sau dacă te regăsești în descriere, poate să fie vorba și că pentru tine este o perioadă de noroc, este o perioadă de schimbare. Pentru unii poate să fie vorba despre o rivală și o discuție care a avut loc aici. Pajul de bâte avem, o nouă activitate, cineva acționează într-un mod nou în legătură cu tine, dar văd și o conexiune cu o persoană mai tânără în unele cazuri. Văd foarte clar acest lucru. Hai să vedem ce urmează. Și avem 10 de bâte și lumea. Văd aici o perioadă aglomerată, însă văd o perioadă de succes în care te bucuri de tot ceea ce tu ai construit, te bucuri de tot ceea ce tu ai deja. Pe de altă parte, văd pe cineva care vine și te ajută într-o situație. Văd un răspuns pozitiv, o perioadă bună pentru tine. E ca o împlinire, dar este clar aici că ceva se închide în viitorul apropiat. Poate finalizezi un proiect, finalizezi ceva important.
Care este soluția? Soluția este 5 de monede. Soluția este ca cineva să abandoneze un anumit lucru. Soluția ține de partea aceasta de sănătate. E ca și cum ți se spune să iei o pauză. Eu asta simt aici să-ți spun. Că ai nevoie de o pauză. Soluția poate să țină și de partea aceasta spirituală a lucrurilor. Să te detașezi de tot ceea ce ține de material. Am întrebat 10 de bâte și este clar vorba despre un succes aici pe care îl ai. După o muncă foarte grea. Văd ceva stabil. Văd ceva stabil. Poate o relație stabilă. O relație se oficializează. În unele cazuri, bineînțeles. Și să vedem lumea. În urma unui drum, cineva rezolvă ceva anume. Lumea vorbește despre o călătorie îndepărtată, despre o veste bună care apare de la distanță. Poate de la o persoană care se află într-o altă țară, într-un alt oraș, văd aici. Și este cineva din familia ta, da? Însă mai văd și o schimbare care apare. Însă este o schimbare care, uite, ține de deciziile tale. Adică universul deja ți-a adus aici acel lucru pe care tu îl cauți, însă este nevoie să iei o decizie. Mai văd și o deblocare legată de viața privată după o lungă așteptare. Da, am întrebat care este soluția. A ieșit regina de monede, asul de cupe, regele de cupe. Uite. Soluția poate să fie o nouă persoană sau un nou mod de a aborda o situație. Poate chiar să renunți la niște idei vechi, la niște principii vechi. Văd o conexiune cu niște zodii de apă, rac, scorpion sau pești, dar și zodii de pământ. Taur, fecioară, capricorn. Soluția pentru tine aici poate să reprezinte și o discuție sinceră cu cineva. Poate să reprezinte și acel moment în care vi se spune să vă bucurați de iubire, de sentimente, de emoții, de ceea ce simțiți și să lăsați partea asta materială deoparte. Da? Să vedem în continuare rezultatul final și avem valetul de cupe, regina de spade. Aici se ia o hotărâre importantă privind un copil, privind o persoană mai tânără. Văd o persoană sinceră, dulce, iubitoare, cineva care vrea să comunice cu tine și văd în final aici că ceva se clarifică. Văd o femeie cu un copil sau poate să reprezinte și o veste bună privind o instituție. Ceva se clarifică, ceva se rezolvă. Și uite, simt eu care legătură, da, cu regina de spade de aici, de la provocare. Deci în final să știi că se rezolvă toată situația asta. Hai să vedem despre ce este vorba cu valetul de cupe. Doi de monede, regele de monede, șapte de spade. Deci este cineva aici care tot evită să ia o decizie sau cineva care se împarte în mai multe direcții și văd că cineva își ia bagajul și pleacă sau cineva renunță. Regina asta de spade, da, este foarte rănită aici și vei rămâne surprinsă, o surprinsă de reacția acestei persoane. Poate să fie o persoană, așa cum am spus, mai rece, cineva care se ocupă cu actele sau poate chiar cineva care își face aici niște planuri, niște strategii, dar văd o persoană foarte rănită, da, și nu simt că este vorba despre tine. Hai să vedem surpriza pentru tine. Surpriza este Marea Preoteasă, un secret pe care îl afli. Surpriza ține de ceva ce se petrece în secret. Hai să vedem Marea Preoteasă. Moartea, arcana majoră, moartea și cu acest cavaler de cupe. Deci surpriza ține de o transformare foarte mare privind o poveste de iubire, privind o relație de cuplu, dar aici văd pe cineva care vine către tine și care vrea să te cunoască. Mai văd o conexiune cu zodia Scorpion pentru unii dintre voi.
Deci dacă ești o persoană singură, vezi că sunt mari șanse să apară cineva. Și uite, din nou, pajul de cupe, 10 de monede, 4 de bâte. Deci, uite, surpriza ține de faptul că cineva își dorește o relație stabilă, o relație serioasă. Și este ceva legat de zona străinătății, de o surpriză foarte mare. Și mai văd o întâlnire între trei persoane, e ca și cum stați la masă, discutați, analizați o situație. Dar văd și o bucurie mică, e ceva ce tu îți dorești foarte mult și universul îți aduce în față. Pentru unii văd o conexiune cu zodia Vărsător. Este ceva ce tu ți-ai dorit foarte mult, ceva ce roata destinului, uite, îți aduce, pentru că tu ești clar într-o perioadă de schimbări, într-o perioadă de transformări. Dar e ceva ce te va stresa oarecum, da? Adică nu o să-ți vină să crezi. Să vedem îngerii ce zic în situația asta pentru tine. Îngerii îți spun că este bine să ierți și să înveți, să faci pace cu trecutul. Pentru a te bucura de prezent, pentru că aici văd că nu prea mai există atracție într-o relație. Sau faptul că tot te gândești la trecut, asta îți cade din atracție pe care o simți față de partener. Și văd foarte multă încredere, deci situația asta necesită de la tine să ai foarte multă încredere. Poate este vorba despre o încredere care s-a pierdut. Dar îngerii spun în felul următor, momentan e bine să oferi acestei relații o șansă, să lucrezi la acest parteneriat. Să-ți exprimi iubirea, să te bucuri de viață și să vedem în legătură cu surpriza, că sunt foarte curioasă. Uite, surpriza ține de o persoană puternică, poate să fie un bărbat, un gest, da, ciudat pe care cineva îl face, dar văd și o cooperare, da, sau o colaborare. Cineva îți poate face o invitație undeva, în secret, mai văd. Dar totuși mie mi se arată pace, mi se arată liniște, claritate, succes. Și este ceva legat de o justiție sau de niște documente, de niște acte. Cineva aici, repet, care ia o decizie. Cineva care s-a mișcat lent, dar care acum în sfârșit acționează. Mai luăm o singură carte din acest oracol pentru tine. Bun. Văd aici o relație toxică sau cineva care manipulează de mult timp, cineva care minte de mult timp. Poate să fie aici o relație karmică, adică trebuie să vă, să vedeți ce faceți. Dar, uite, văd aici o nouă persoană sau o persoană necunoscută și mi-apare clar și un triunghi amoros. Dar și o decizie importantă pe care cineva o are de luat. Tu aici vei avea o surpriză în legătură cu un coleg de la muncă. Sau în legătură cu un suflet pereche, cu o construcție, da, pe care o faci împreună cu cineva anume. Din nou, deci se vorba despre o surpriză mare pe care o ai de la o persoană, de la o instituție. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal, contează foarte mult pentru mine. Și acestea fiind spuse, eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.